tipul care lucrează în două lucruri în același timp. O să am o scurtă întrebare pentru voi, mai degrabă de control. Câți dintre voi ați înțeles despre ce a vorbit domnișoara de la IMEI World? Știți că este vorba de un discount de 100%? Știți că vă puteți înscrie? Nu. S-a auzit un nu. Ok, bun. Discount 100% pentru pachetul de networking care costă 70 de euro doar pentru comunitatea lumea SEO PPC prezentă acum aici. Trebuie doar să mergeți la Andreea la finalul prezentării. Cine merge acum la Andreea nu va primi această reducere de 100%. Între 9 fără 5 și 9 la Andreea trebuie doar să dați datele de contact. Da, de la 9 fără 5 la 9. Trebuie scalat, Peter. Trebuie scalat, nu pe toată la patrunea de la cea. Ok, cine apucă? Între 9.30 și 9.00, Andreea se mișcă foarte repede la tastat. Am încredere în ea. Cât poate ea să înscrie, atât vor merge gratuit. 70 de euro reducere 100% pentru comunitatea lumea să vorbece. Și acum să-l invităm pe Horia Neagru, SEO-ul, lucrează la... La... Nu lucrează la condiment. Nu lucrează la condiment, te rog. Da. Salut. Pentru cei care nu mă știu, sunt Horia Neagu. Lucrez într-adevăr la Orange. Am fost prezentat drept online marketing manager cred, la Condiment. A fost long time ago la Condiment. Nu știu exact de pe ce profil ați dat informația, dar lucrez la Orange. Vă rog să rețineți ca să nu am probleme mâine la muncă. Bun. Important de precizat că nu reprezint Orange în această seară. Având în vedere ce... Așadar, tema discuției de astăzi este Black Friday. Cum la noi se va apropia vânzarea de iPhone 6. Toată lumea cred că știe. Mâna sus, câți dintre voi știți că iPhone 6 se îndoaie foarte tare? Nu e adevărat. Deci asta e că zic, mai ales cele de la Orange, nu se îndoaie niciodată. Dar în cazul în care se întâmplă așa ceva, am găsit pe Amazon această mică bijuterie. Este foarte ieftină, după cum se vede. Sper că, na, dacă aveți probleme, o puteți cumpăra 4,66 plus shipping, undeva la 10 lire, care trebuie să ajungă. E în regulă. Bun, trecând acum la subiectul discuției, Black Friday pe gustul lui Țepeș. De ce Țepeș? Din două motive. Unul, pentru că se știe că Vlad Țepeș era un personaj extrem de eficient, foarte mai eficient decât ar fi plăcut turcilor, foarte axat pe muncă, pe performanță, pe eficiență, și în al doilea rând, pentru că, după cum probabil știți cu toții, sărbătorim 555 de ani de la prima testare documentară a Bucureștiului. Câți dintre voi au fost la celebrări? La nimeni? Wow! Nu e rău. Am zis că au costat 5,8 milioane de lei, deci trebuie să vă duceți. Bun. Așadar, am venit să vorbesc în special despre SEO pentru Black Friday. Este un concept poate puțin dubios, având în vedere că, de obicei, nu recomand SEO pentru site-uri, pentru microsite-uri de campanie, pentru site-uri care dăinuie o lună, două, cu atât mai puțin o zi sau o săptămână. Pentru că noi știm cu toții, nu? Că noi marketerii sărbătorim Crăciunul din octombrie până în ianuarie, iar Black Friday pentru noi este Black Week, Black Month și așa mai departe. În general nu se face SEO pentru aceste site-uri, dar singura excepție, aș zice, este Black Friday. La noi, la americani, există și Cyber Monday și mai multe astfel de concepte. Pentru a intra direct în pâine, prima mențiune pe care trebuie să o fac este ceva ce știți cu toții cu siguranță. Black Friday este o afacere sezonieră. Adică ai practic un spike uriaș într-un moment al anului și este nevoie să vă spun că acela este sfârșitul lui noiembrie, care revine în fiecare an din ce în ce mai mult. Asta ce înseamnă? Înseamnă că nu avem foarte mult timp să convingem oamenii în timpul campaniei, dar avem destul de mult timp să pregătim campania dinainte.
ce vă vreau să vă prezint este un fel de checklist. Prezentarea mea este sub formă de rețetar, dacă vreți. Tot ce trebuie să faceți pentru a asigura succesul în SEO pentru un site sau pentru o campanie de Black Friday. Pe un site preferabil de e-commerce. Bun. Prima fază acestui checklist este partea de cercetare, partea de research. În primul rând, vă sugerez să faceți analiza competiției. Ce au făcut competitorii în anii trecuți? Aceste informații sunt existente, de obicei se găsesc pe Google, putem afla foarte ușor ce au făcut competitorii. De ce este important? Pentru că putem vedea exact ce reducere au avut ei, ce discounturi și în foarte multe cazuri chiar ce campanii. Unele au comunicat, cât succes au avut în baza comentariilor. Foarte multe articole de la retailerii mari au comentarii cu oamenii care spun da, foarte interesant, foarte tare sau dimpotrivă ce țeapă, sunt mincinoase cu cer și așa mai departe. În fine, putem afla ce au făcut ei bine, ce au făcut ei prost și să sperăm să le inspirăm din exemplul lor și, bineînțeles, preferabil să nu le repetăm greșelile. Doi, Google Trends. Poate ordinea ar fi trebuit să fie un pic invers. Tool-urile de sugestii, de keyword-uri ar fi trebuit să fie primele și apoi trendurile. De ce? Pentru că din acele tool-uri ne putem inspira și putem găsi idei noi de cuvinte cheie pe care să le urmărim în campania noastră. Pentru că, evident, pe lângă Black Friday avem oferte de Black Friday, reduceri de Black Friday, magazine Black Friday și așa mai departe, plus long tail-ul, care este o bijuterie nedescoperită în sine. Exemplele, evident, sunt multe. Reduceri Black Friday la, nu știu, rochii de mireasă, reduceri Black Friday la, habar n-am, ce blendere. Și, bineînțeles, Google Trends, pe care putem vedea evoluția acestor cuvinte cheie sau alte tool-uri de monitorizare a volumelor de căutare și mai departe. Partea a doua vine planificarea. Da, apropo, dacă aveți vreo întrebare sau nu știu de ceva, vă sugerez să puneți întrebările acum și încerc să le răspund, pentru că la sfârșit nu cred că vom mai avea timp. Apropo, mersi că ai spus că va fi la sfârșit partea de gratuitate și m-ai lăsat, știi, acum aici să prezinte, ci toată lumea e, nu termina să o dată să-mi iau reducerea, știi? Oricum. Bine că nu se dau mici sau bere, știi, că atunci nu mai era nimeni, stai liniștiți. Bun, voi încerca să nu vă țin prezonire foarte mult. Speakerii au gratuitatea? Nu. Normal. De ce am mai venit aici? Bun. Ca să nu-ți doresc să-mi mai repede prezentarea, de-aia. Mulțumesc frumos. Bun. Partea a doua, planificarea. La planificare, o greșeală pe care o văd foarte des și o întâlnesc foarte des la companiile la care lucrez, Orange Look Condiment, este că atunci când se apropie o perioadă de genul acesta, Black Friday, marketingul vrea să scoată toate produsele la reducere. Dăm tot! Tot ce nu s-a vândut vreodată. Uite, am stick-ul ăsta USB, l-am găsit sub birou, pune și pe ăsta, 90% reducere. Out of stock-ul, tot, toate produsele care nu s-au vândut vreodată. Acum acest iPhone 2, pune și pe ăsta. De-aia am spus, acolo generozitatea strică. E bine să alegem anumite produse și cât mai limitat, less is more la acest subiect. Aș sugera să alegem priority items și asta am observat și din experiența mea că merge cel mai bine. Produse care vând cel mai bine, produse care convertesc cel mai bine, produse cu cele mai mari margini de profit, plus produse care se pretează la fi dăruite drept cadouri. Pentru că foarte mulți oameni caută de Black Friday cadouri pentru luna decembrie și pentru sărbătorile de iarnă, unde cu toții facem cadouri. De asemenea, aș sugera să construiască pachete, nu doar produse individuale, pentru că și acestea merg foarte, foarte, foarte bine. De asemenea, sugerez să se țină cont de ceea ce se numește impulse buy, cumpărăturile din impuls. Oamenii de Black Friday, atât în store-urile fizice, cât și în e-shop-uri, vor să cumpere. Și sunt setați pe a cumpăra, au acest mindset. În cazul în care nu găsesc produsele dorite, toți vor să profite de un chilipir. Foarte puțin vor intra pe site,
știm că vor să cumpere acel hard extern și negăsindu-l vor pleca. Vor căuta ori alt hard extern, ori un telefon, ori ceva, căști, orice, pentru că trebuie să profite de aceste super reduceri. Black Friday a intrat la noi în conștiință ca fiind o perioadă de super reduceri și toată lumea vrea să profite de ele. Prin urmare, factorul acesta este foarte important atunci când construim pachetele și când construim modulele de recomandare pe site, de produse similare, de comparatoare și așa mai departe. Free shipping. În general, lumea dă free shipping. Acum este la latitudinea fiecărui business dacă vrea să dea sau nu, dacă își permite sau nu, dacă are nevoie sau nu, dar pentru retailerii mici am observat că merge foarte bine acest free shipping. Dacă în general nu au free shipping, de Black Friday este bine pentru că în mintea consumatorului chiar acel 3 euro, 2 euro sau cât costă shipping-ul este considerat ca un super echilibru. Adică pe lângă faptul că am 7% reducere la mașina asta de spălat, mai am și free shipping. Este un deal imposibil de refuzat. Upsell-ul este, atingeam subiectul un pic mai devreme, e foarte bine să relaționăm produsele. Adică dacă ți-ai cumpărat un telefon, ia și aceste căști, ia și această pusă și așa mai departe. Dacă ți-ai cumpărat un laptop, nu știu, ia acest sticker pentru el, ia acest mouse, ia ce... Sunt produse care merg foarte bine împreună și, din nou, lumea, dacă vede pachete, și vede și ideea asta de reducere extraordinară, tinde să le cumpere împreună. Și ultimul pas, faceți un plan tip wireframe în care vă gândiți secțiunea de Black Friday a site-ului ca pe un microsite. Deci nu vă gândiți la el ca la o secțiune, ca la o serie de pagini, ci ca și când ar fi un site distinct, total diferit de site-ul vostru obișnuit. Targetând cu fiecare pagină un cuvânt cheie sau o frază cheie. Ajută foarte mult un astfel de wireframe în care vă planificați foarte clar paginile și ce cuvinte cheie vreți să targetați cu ele. Punctul 3. Implementare. Un landing page dedicat, cum spuneam, pentru fiecare produs, pentru fiecare categorie de produs este absolut imperativ. Pentru că pe acelea veți face campanie de SEO. Pe acelea veți încerca să le promovați în Google. Pe acelea vă veți bate cu competitorii. De obicei, întotdeauna fug atunci când aud de înscrierea directoare. Și nu recomand nimănui înscrierea directoare. Din nou, în afară de Black Friday. Pentru că există directoare specializate pe Black Friday. Sunt foarte bine optimizate, apar destul de sus, le știți probabil cu toții, sunt site-uri gen Black Friday 2012.ro, nu știu, reducereblackfriday.ro sau reducereblackfriday.com.ro și așa mai departe. Pot părea site-uri spammy și probabil că în afara contextului Black Friday nu aș recomanda niciunui client să se înscrie în aceste site-uri, dar pe perioada Black Friday, tocmai și pentru că timpul este delimitat și aceste site-uri au avut ranking atât de bun, recomand căldură înscrierea acolo pentru că sunt top referral pe perioada de Black Friday, cu siguranță. De obicei, înscrierea ar putea să coste, aceste site-uri sunt și afiliate la, sau sunt legate la rețele de affiliate, mă rog, eu nu trec bine în spate, dar e bine să apareți acolo dacă vă duce pentru așa ceva. Easy access pe site. Din homepage, pe perioada campaniei, trebuie să ajungă în pagina de Black Friday la maxim un click, deci e la maxim un click distanță de homepage și la 3 clicuri din meniu, dacă nu se poate la un click, nu mai mult de 3 clicuri distanță. Clicuri sau mouse over, în funcție de cum este meniul structurat. Optimizarea pentru multiple platforme, ce vreau să spun aici este, gândiți-vă că există mobile, există tablete și există desktop și foarte, foarte multe device-uri. Ce am observat noi pe Black Friday la Orange este anul trecut este că analizând săptămâna de Black Friday cu săptămâna anterioară, traficul pe desktop ne-a crescut cu vreo 50% traficul pe mobil ne-a crescut cu vreo 80%. Și asta în condițiile în care, recunosc, nu e un secret, multe pagini din magazinul online nu erau optimizate pentru mobil.
Cu toate acestea, traficul a crescut, pentru că, evident, oamenii erau cu telefonul în mână, au aflat în trafic, poate de pe un newsletter, poate de pe Facebook, despre aceste promoții, și au uitat în acel moment pe site să vadă ce se vinde și așa mai departe. De aceea, atenție foarte mult, site-ul trebuie să fie responsiv și trebuie să fie testat în prealabil, pe desktop, pe mobile, pe tabletă, pe mai multe browsere, pe mai multe sisteme de operare, cât mai mult folosit sistemele native, unde nu se poate cu un emulator, dar este bine să fie testate astfel încât să fie compliant cu toate platformele. Keyword-urile, evident, nu este niciun secret pentru un SEOist. Keyword-urile specifice pentru Black Friday trebuie să se regăsească în title, în tag-ul de description, în URL, în breadcrumbs și, bineînțeles, în heading-uri, în hash-uri. Și, normal, și în copy-ul de pe site. Aici este foarte important, după cum spuneam mai devreme, să nu uităm de long tail. Nu optimizăm doar pentru Black Friday sau Black Friday și nișa voastră, gen Black Friday Fashion sau haine Black Friday sau IDNC Black Friday și mai departe. Nu gândiți-vă la și uitați-vă și în keyword-urile pentru care rankuiți de obicei, keyword-urile din Google Webmaster Tools și mai departe, keyword-urile pentru care biduiți în AdWords, dacă faceți așa ceva, și alăturați-le Black Friday, oferte Black Friday, reduceri Black Friday, plus aceste keyword-uri. Funcționează, oamenii vor căuta în această perioadă exact astfel pe Google. Și nu uitați anul. Este important să includeți și anul în campând strategia de optimizare. Adică Black Friday pentru IDNC 2014 și așa mai departe. Pentru că Google știe să înțeleagă acest lucru și va da mai multă importanță unui site optimizat pentru Black Friday 2014 decât pentru Black Friday generic. Markup cu microdata, acesta este un subiect pe care îl veți întâlni foarte des în prezentările mele și cei care m-au mai auzit vorbind despre SEO în ultimii ani, probabil s-au săturat deja să audă despre acest lucru. În România, foarte puțini sunt cei care folosesc RDFA și pentru care apar rich snippets în rezultatele din Google, dar recomand cu căldură să vă folosiți de această tehnologie, de acest tagging, să spun, o tehnologie mult spus, pentru că funcționează, Google le citește și le citește foarte bine, ca să spun așa. O altă tactică ce merge foarte bine de Black Friday este un email de follow-up pentru coșurile abandonate. Adică dacă undeva în oricare pas din funnel coșurile sunt abandonate, se recomandă trimiterea unui email automat cu eventual o reducere suplimentară sau o reducere suplimentară de obicei, funcționează foarte bine, sau un cadou sau ceva în plus. Singurul comentariu pe care l-aș avea aici este că trebuie să fiți atenți ce impact are acest lucru asupra stocurilor. Pentru că dacă este, de exemplu, un produs foarte popular cu stoc redus, aveți 5 bucăți, dacă cineva pe site intră în fluxul de cumpărare, practic se rezervă din stoc un produs și apoi abandonează coșul, s-ar putea să nu vă permite să țineți acel produs blocat până îi trimiteți mail-ul și până clientul ia decizia de a cumpăra. S-ar putea să, sau dacă fracționează, s-ar putea să vreți 7 minute. Excelent. Nu mai am decât vreo 5 slide-uri. Stai niște. Oricum, după cum spuneam, s-ar putea să nu aveți destul stoc cât să acomodați acest lucru. Deci trebuie luat în calcul și asta. Poate se bate un pic cap în cap cu următorul sfat, generați urgență pentru client. De Black Friday, oricum, clienții știu că au o limită de timp, sunt contra cronometru să achiziționeze acele produse. În copy, în call to action-uri, în comunicare, peste tot, creați această urgență sau întrețineți-o. Este stoc limitat, mai sunt numai X bucăți disponibile, oferta limitată, grăbește-te mai o oră și așa mai departe. Booking, de exemplu, face asta foarte bine de-a lungul booking.com, de-a lungul anului, nu doar de Black Friday. De fiecare dată când te uiți pe un hotel, să spunem, îți spun ultima, mai sunt 3 camere disponibile, ultima rezervare a fost făcută acum 3 minute din Bulgaria și în prezent se uită 17 oameni la această ofertă. Evident, dacă tu îți dorești foarte mult acel hotel, asta îți creează ție un urgency și vrei neapărat în momentul ăla să fii tu unul din cei trei, ultimii trei care mai prind o cameră acolo.
eu recomand ca promovarea și comunicarea să se facă cu aproximativ 3 săptămâni înainte de Black Friday. Site-ul trebuie să fie gata cu mult timp înainte, minim o lună, dar promovarea, contentul pe bloguri, articolele și așa mai departe, trebuie să fie scrise cu 3 săptămâni înainte pentru a crea buzz în jurul magazinului tău și pentru a-l asocia cu conceptul de Black Friday. Toată lumea trebuie să înțeleagă că și site-ul tău se află printre cei care practică acest, care au tot acest concept. Facebook, nu în ultimul rând, trebuie folosit ca un canal de promovare. Oamenii trebuie să vă gândiți că sunt cu mobilul după ei, după cum spuneam mai devreme, se uită pe Facebook. Atunci este un moment foarte bun să-i bombardați cu informații despre Black Friday. Mai multe în acest link despre cum ar trebui să arate un product page în general, dar mai ales pentru Black Friday. Partea 4, optimizarea. Facebook este imperativ, dar să nu uităm de Google Plus. Google Plus, după cum probabil din nou știți cu toții cei care mai ați mai fost la prezentări de mele, devine foarte important, sau a devenit foarte important pentru ce se numește social signals. Pentru SEO este aproape de nepermis să nu aveți o prezență pe Google Plus. Chiar dacă vi se pare că Google Plus e un Facebook made in China, practic, e ruda mai săracă și fără un picior a Facebook-ului, este adevărat din punct de vedere al usage-ului. Nu foarte mulți oameni au cont pe Google Plus. Cât aveți cont pe Google Plus? Sau cât îl folosiți? Sau cât nu mâine prost? Da, pentru că avem cont, pentru că Google ne face automat. Mi-am dat seama că am pus întrebarea prost. Exact. Dar pentru SEO este foarte, foarte, foarte util. Din nefericire, Google ne cam forțează mâna să folosim Google Plus și mai ales în perioada de Black Friday, vă recomand să-l folosiți. Dacă aveți un shop fizic, un brick and mortar store, trebuie să fie pe Google Maps, trebuie ca acest lucru să fie luat în calcul atunci când face strategia de SEO local. Google My Business s-a fost lansat acum 2 săptămâni, o lună sau ceva genul acesta, este un hub de unde puteți să vă setați toată prezența pe Google Plus, este tot ce incorpora înainte Google Places, Google Plus pentru business-uri și așa mai departe. Acest Google My Business, aveți acolo un link către un tour destul de bun făcut de nu mai știu ce site, dar este o descriere foarte bună cum să vă setați un cont acolo și cum să vă centralizați toată prezența pe Google ca business. Pagina URI poate părea surprinzător, nu știu câți dintre voi au avut vreodată în mână un volum fizic de pagina URI, dar și eu am avut, dar da, este un site jenant în prezent, în sensul care aproximativ 9.000 de uviști pe lună, ceea ce nu este foarte mult, dar au un authority destul de bun și domain authority și page authority. Au un domain authority de 50, page authority de 57, ceea ce este destul de bine pentru un site românesc de mâna a doua, să spunem. Nu-l comparăm cu site-uri mari, realitate și așa mai departe, dar este un site bun de luat în considerare. Google îl consideră relevant ca index, pentru că în America acest concept de yellow pages și de index și mai departe funcționează. Este un pic diferit față de cum este la noi. Prin urmare, eu intuiesc că din acest motiv și pagina URI are o asemenea relevanță pentru Google, deși usage-ul nu este impresionant. Deci eu aș recomanda unui business să fie prezent acolo. Pinterest, din nou, din foarte multe motive, pentru segmentarea audienței, primiți trafic calificat, vă puteți recomanda produsele Black Friday pe pinboard-uri speciale, în special pentru domeniile feminine, beauty, fashion, cosmetice, food și așa mai departe, este foarte, foarte, foarte util și, nu în ultimul rând, social signals. După cum probabil știți, link-urile de pe Pinterest sunt nofollow și mulți ar putea spune de ce aș vrea link-uri nofollow, dar având în vedere că Google mai nou ia în calcul și aceste semnale sociale, clar recomand cu căldură, mai ales de Black Friday, să fiți prezenți pe Pinterest. Tumblr, pe care eu îl consider noul Squidoo, câți dintre voi știu de Squidoo? Wow, trei oameni. Ok, da, Squidoo a fost un serviciu oferit de Seth Godin.
e foarte greu de descris ce făcea. Era un fel de cum sunt magazinele alea de 2 euro, în care intri și găsești orice, de la lampa la vin până la haine la mâna a doua, bichete, aragaz, orice. Era un loc unde puteai crea orice tip de content. Era un fel de Wikipedia pentru orice creare de utilizatori, dar mai puțin controlat decât Wikipedia. Dar avea o valoare pentru SEO foarte, foarte, foarte bun. Spun avea pentru că a fost vândut către Hubpages, cred că anul trecut. Oricum, pentru mine asta este Tumblr, un serviciu relativ inutil, dar care este foarte bine văzut în Google și prezența pe acest canal ajută la o campanie de SEO. Bineînțeles, integrată cu o campanie de email marketing puternică, pe perioada Black Friday se va comunica foarte mult, se pot crea liste 7 minute. Excelent! Deja vezi. Că îi putem face asta la fiecare prezentare și peste asta. Campaniile de email marketing, după cum spuneam, pot fi create special pentru Black Friday, adică vizitatorii se pot înscrie pe o listă specială unde le spunem cât de des vom comunica cu ei și știu că vor primi oferte speciale de Black Friday și produse cu reduceri de Black Friday. Noi prima dată când am folosit-o am fost foarte, foarte reticenți față de acest lucru și ne-am speriat, ne-am gândit că ne va crește rata de dezabonare, dar am constatat cu surprindere că făcută cum trebuie are succes într-adevăr. Adică oamenii nu vor fi agresați de acele anunțuri, ci dimpotrivă chiar vor acționa. Intră pe site și chiar cumpără în urma anunțurilor de Black Friday, pentru că evident, cei care se înscriu, cei care își lasă e-mailul pe acel widget, este clar că înțeleg că vor fi spamați, atâta timp când nu le vom folosi ulterior adresele și pentru alte mizerii în care vrem să-i spamăm, ci numai Black Friday, este o metodă foarte bună și, din nou, datorită acestei metode, canalul de e-mail poate deveni un referral foarte, o sursă de trafic foarte serioasă. Evident, sincronizarea eforturilor de SEO cu PPC, aici nu voi intra în detalii pentru că am avut o mai mult mai măsură decât mi-ați vorbit despre PPC înainte, dar este vital ca, dacă sunt departamente separate sau oameni separați care se ocupă, să fie aliniați, să stea la aceeași masă și pe perioada de Black Friday SEO să fie aliniat cu PPC. În general este bine să fie așa, dar mai ales de Black Friday. Și în ultimul rând, PageSpeed, o umilă recomandare pe care antevorbitorul meu a desfințat-o complet. Eu aș tinde să cred în continuare că este important, poate într-adevăr foarte mai puține elemente decât recomandă Google trebuie urmate, dar de exemplu zip compression și alte astfel de caching-uri de care vorbești și mai devreme, cred că în continuare trebuie respectate. Oricum, ce trebuie să rețineți de aici este nu neapărat acest tool de la Google, cât performanțele serverului, viteza și așa mai departe. Toate aceste lucruri contribuie la succesul sau la eșecul în SEO, mai ales de Black Friday, unde traficul va fi simțitor, oamenii se grăbesc, contentul ar trebui să fie încărcat cât mai repede, nu are nimeni timp de așteptat pe desktop și cu atât mai puțin pe mobile, pentru ca noi să încărcăm contentul. Data. Tracking pe orice, cu siguranță, dar în special pe bara de căutare. Este foarte important să optimizăm la minut aproape, să vedem ce query-uri vin și să ne dăm seama dacă oamenii caută pentru că se grăbesc acele lucruri sau le caută pentru că nu le găsesc pe site-ul nostru. Este foarte important să ne analizăm căutările pe site și să ne dăm seama, să le înțelegem, să ne dăm seama cum putem servi mai bine clientul. Dacă avem un modul de logare, este bine să urmărim succesul sau eșecul, câți au reușit să se înscrie, să se logheze, câți nu, și eventual dacă vom sesiza o creștere la nivelul de failure, dacă putem vedea și tipul de eroare ce s-a afișat, este poate mai bine, de ce nu au reușit, pentru că se grăbeau,
să prindă ofertele și au făcut un typo, au scris greșit, sau pentru că e o problemă cu serverele noastre, caz în care trebuie să luăm măsuri urgente. Pentru că, evident, asta ne va impacta conversiile. Funnel-ul de cumpărături este vital să fie analizat de Black Friday, pentru că acolo vom vedea foarte clar ce se întâmplă, de ce oamenii nu convertesc, unde este breaking point-ul, unde avem drop-off-ul cel mai mare, de ce, eventual să încercăm să îmbunătățim prin A/B testing, hai să încercăm să mișcăm varii elemente, să vedem dacă se vede progresul. Remarketing, evident, despre care s-a vorbit foarte mult până acum, pe Facebook, pe ce vreți, Gmail, pe orice site puteți, e bine să-i scoatem clientului acum mai mult decât în alte perioade ale anului, așa sunt ofertele, vină pe site-ul meu, vină și cumpăr. Google Analytics oferă și nu numai, dar Google Analytics o face foarte bine, oferă această analiză real-time în care putem vedea segmentat pe vari metrici traficul real-time, pe cuvinte cheie, pe pagini și așa mai departe. Și putem vedea efectiv în această secundă ce fac vizitatorii pe anumite pagini și cum putem eventual îmbunătăți acele pagini. Vedem bounce-ul real-time și așa mai departe. Și bineînțeles, server uptime, exact cum o spunea antevorbitorul meu foarte, foarte bine, Black Friday este perioada serverilor căzute, traficul este copleșitor, este bine să monitorizăm, este bine să ne pregătim din timp, este bine să anticipăm și să nu ne lăsăm serverele doborâte, tocmai de clienții care au venit să cumpere de la noi. Pentru că nu este doar jenant, cum spunea, ci este foarte normal, eu spun din perspectivă tehnică, dar eu spun din perspectivă business, este foarte, foarte damaging, pentru că odată clientul văzând că site-ul nu a mers, poate va da un refresh, poate va veni a doua oară, dar după ce vede că de două ori nu merge, clar se va duce către competiție, pentru că e clar, ăla nu merge site-ul și eu pierd timp aici în loc să cumpăr căștile mult visate. Dacă aveți întrebări? Deloc? O întrebare aici în spate, Mihai. Comunitatea SEO. Ai vorbit despre page speed și Claudia a pus mai devreme și o întrebare legată de Digi și SEO și vreau să fac o mică precizare. Faptul că recomandările care le primești din Page Insights de la Google nu neapărat îți cresc sau îți dau un beneficiu când vine vorba de rezultate. Din câte am înțeles, ei nu dau beneficii dacă îți se încarcă site-ul mai rapid, ci mai degrabă aplică anumite penalizări dacă îți se încarcă site-ul foarte greu. Exact. Dar asta deja când vorbim de 8, 9, 10, 15, 30 de secunde. Dacă îți se încarcă site-ul într-o secundă sau în două, nu vei avea... Cu siguranță, dar tot ce trece de 5, 6, 7, chiar pentru un site mare, deja este problematic. Și sunt o groază de site-uri care au astfel de probleme. Și da, este foarte bine, exact cum ai spus. Nu primești un beneficiu, dar ești depunctat, să spunem, dacă nu e corespunzător site-ul tău. Da, și încă o mică precizare, faptul că în PageSpeed Insights, practic nu vezi în cât timp se încarcă site-ul. Deci toate recomandările sunt legate de anumite aspecte tehnice care putea să le implementezi. Dar Google nu zice, vezi cât se încarcă site-ul în 3 secunde. Bine, pentru asta este tool-ul ca Pingdom sau alte astfel de... Da, corect. Pentru mine, PageSpeed are și niște avantaje indirecte. Nu PageSpeed. Dacă îți faci să se încarce site-ul mai rapid, indiferent de PageSpeed sau nu, ai avantaje că e vizitatorul mai mulțumit și din asta vin multe alte chestii. Exact. Vizitatea e mult mai important decât... Așa, și încă o mică vizitare, tot legat de PageSpeed. Am văzut un test făcut pe mai multe site-uri, era publicat pe Most. Faptul că ce de fapt contează din punct de vedere SEO la viteza de încărcare a site-ului e time to first byte, adică timpul în care practic primești primul semnal de la site care începe să se încarce, nu neapărat că s-a încărcat deja pe acela sau vreau să spun că la fel este foarte important pe PageSpeed-ul, mai ales de Black Friday,
pentru că dacă iei cele 24 de ore și le împarți la timpul cât se încarcă o pagină, o să poți să vezi câți vizitatori sau la cât ar trebui să răspundă server. Deci dacă ai un timp de încărcare, nu pierzi. Păi nu, asta era... Corect, corect de precizare. Vezi că ți-a luat imediat. Okay. Și cu atât mai mult cu cât, după cum spuneam, tindem să și încărcăm paginile cu foarte mult content, cu foarte mult, mai ales dacă ești un site mare, foarte multe interacțiuni în spate și mai departe. Și tindem să uităm acest aspect al... Lasă, problem să vadă ei contentul meu. Spun trei completări la prezentarea lui Horia, care oricum o consideram exhaustivă, dar mai există și ceva întrebări, nelămuriri, neclarități. Înjurături? Deci jurăturile care sunt la postupire. O întrebare tot punctată. Când ai să înjurături? Pe partea de content, am văzut că ai comandat să înceapă cu 3 secunde. Cum ai vedea conținutul ăsta? Partea de produse, mă gândesc, ar fi mai mult centrat decât pe partea de descoperire. Orice. Eu de obicei recomand, mai ales în era semantică, în care Google, deja am spus o dată ori, nu mai este un motor de căutare, ci este o inteligență semantică, orice tip de content. Sigur, produsele trebuie să fie acolo, adică uite, vom avea aceste produse, așa, poate eventual și un pic de teasing, dar inclusiv, ca, nu știu, mă gândesc inclusiv blog postul despre istoria Black Friday, despre motive pentru care, nu știu, noi participăm la Black Friday, sau de ce ar fi deosebită Black Friday pentru noi, sau istoria personală a CEO-ului cu Black Friday, prima dată când era în America, sau iată nebunile de Black Friday, cifre, statistici, orice legat de Black Friday, astfel încât nu numai să creeze content, dar și brandul tău să fie asociat cu ideea de Black Friday. Pentru că e clar că dacă scrii despre Black Friday, ai fi chiar dubios să nu participi la Black Friday. Și aici nu mă refer numai la content pe blogul tău, mă refer la content pe alte site-uri, pe alte bloguri, pe Facebook, pe Twitter, pe... Mă rog, pe Twitter nu poți să ai postul, dar nu poți să ai articole, dar peste tot pe unde poți să spui contentul. Orice tip de content legat de Black Friday este mai mult decât binevenit. La lumea se obicei să avem articol, poze, video și prezentări. Exact. O întrebare rapidă. Să luăm un magazin e-commerce, nu știu, telefon, ceva. Deci în bune sau, da. Stai să spun eu. În divertare de Black Friday vei modifica textul și titlul și copiul produselor? Se includă cuvinte cheie legate de Black Friday, numele, eu știu, în titlu, zicem, este o pagină de produs, un telefon, un iPhone 6, nu știu. Mai adaugi reduceri de Black Friday sau chestii de genul ăsta în copii, în titlu și așa mai departe? Depinde de cum faci strategia. Dacă tu vei avea landing page-urile, dacă landing page-urile tale vor fi secțiunea de Black Friday sau dacă din landing page le duci către magazinul tău. Dacă duci către magazin, e un pic mai dificil să faci asta, pentru că trebuie să cam modifici produsele și aici intervin alte decizii strategice. Dacă vrei să păstrezi cât de cât în arealul ăla de Black Friday și să duci în magazin doar către ultimul pas, acolo unde vrea să facă check-out și mai departe, atunci da, cu siguranță aș modifica totul astfel încât să conțină Black Friday. Și copii, și titlu, și cash-uri, absolut tot. Întreb, mă gândesc că, de exemplu, ori lansează iPhone 6, e o știre, o pagina de produs primește câteva linkuri de când a fost lansat, deci automat pagina de produs e oarecum optimizată și are mai multe avantaje de a fi modificată față de a face o pagină separată landing page pentru Black Friday. De acord, numai că din nou e optimizată pentru iPhone 6, pentru telefoane iPhone, iPhone ieftin, iPhone cu abonament, iPhone și așa mai departe. iPhone de blocat ce vrei tu, dar nu pentru Black Friday. În timp ce unii s-ar putea să-și optimizeze pentru iPhone Black Friday, pentru că vor vrea să vândă de Black Friday, și atunci tu, chiar cu relevanța ta pentru iPhone, strict pentru query-urile de Black Friday, să nu fie atât de relevant. Deci asta e o chestie pe care trebuie să o iei în considerare. Când ești un magazin mare, să spunem Orange, de multe ori te gândești că ai o audiență pe care o targetezi într-un mod și care deja știe că tu ai Black Friday și îți sunt loial ție. Și poate din pricina abonamentului și mai departe, nu vor vrea neapărat să facă schimbare. Atunci strategia este un pic altfel față de atunci când ești un retailer de fashion, să spunem, și nu ai un loyal audience. Adică poate ai, într-adevăr, l-au mai cumpărat de la tine și mai departe, dar nu sunt hook cu nimic, cum ar veni. Adică nu au avantaje
dacă își continuă relația cu tine? Un răspuns complet, iar dacă răspunsul nu se pare complet. Pentru că se pare comunitatea se o limba foarte ascuțită, foarte, foarte ascuțită. Și nu se tante în bolii cerbare, de genul, nu-i așa, că, așa, da, sigur că da, partea stângă are vreo întrebare? Nu are nicio întrebare. Stânga și dreapta? Stânga și dreapta. Ce să se dreapta? Și au epuțat întrebările, ce parte de dată și epuțat întrebările. Nu te știu stânga. Da, repede, repede. Ok, bun, a fost o seară extraordinară pentru comunitatea lumea SOPPC, 70 de euro discount din nou pentru comunitatea lumea SOPPC și alte 4 prezentări pe care niciun card, Mastercard, Visa le poate cumpăra. Insight-uri prețioase din partea tuturor speakerilor. Vă mulțumim foarte frumos pentru participare. Mă rog, o seară extraordinară.